Așa se va întâmpla și de acum înainte? La noi, în Partidul Democrației, ne caracterizează, ne-a caracterizat și ne va caracteriza în continuare. Tot democrație va fi, doar că în cadrul ședințelor cu toți consilierii vom hotărâ democratic cum să votăm. Și toți vom vota la fel. Și sunt convins că nu va exista niciun fel de derapaj. De asta am și început conferința de presă, când vă spune că la Consiliul Județean, datorită consultării de toți colegii din PNL, am reușit să respingem un proiect al PSD-ului, care nu era regulă, nu doar așa de vreau de a respinge. Dar vi se pare că a fost benefic modul ăsta de a lucra, care are vreo câțiva ani la PNL, în care fiecare votează cum îl taie capul? Categoric nu. Dar lucrurile astea au încetat și vor înceta. Așa ceva nu se mai întâmplă la PNL de acum încolo. Și ce riscă cei care vor face asta în continuare? Eu nu cred că vor face nimic, sincer. Am discutat cu toată lumea și fiecare dintre colegii mei a înțeles că este momentul în care trebuie să transmitem un mesaj clar de unitate. Astăzi suntem uniți, suntem împreună și așa vom rămâne până la sfârșitul acestui mandat. Au mai fost niște manifestări interesante de democrație și prima dată când vorbeam de democrație în partid și acum cu ghilimelele de rigoare. Primari care au atacat lideri PNL proprii, primari care în campania, primar PNL, care în campania electorală i-au luat peste picior, au făcut mișto la modul propriu, de candidații proprii la parlamentare, să va continua în spiritul ăsta așa boem? Eu vă spun acum exact ceea ce urmează să întâmple. În Partidul Național Liberal, deciziile se vor lua în mod democratic, cu consultarea tuturor colegilor. Și aceste decizii vor fi respectate strict de toți cei care ne vor duce la nebunie. Ca să nu mai avem niciun fel de discuție. Până acum au fost nemulțumiri și supărări de toate părțile. Partidul astăzi are oameni care doresc să construiască, nu oameni în interiorul echipei și în interiorul celor care sunt în partidul ăsta. Toată lumea își dorește să construiască. Poate liniile directoare ale construcțiilor trecute nu au fost cel mai fericite. Subiectul s-a închis. Noi astăzi suntem o singură echipă. Dincolo, dacă vor fi aceleași manifestări, exact. Veți trece la sancțiuni politice. Veți aplica acea prevedere statutară care spune că cei liberalii care își atacă colegii vor fi excluși din partid imediat? Și ce se va întâmpla dacă vom ajunge într-o situație de genul ăsta? Colegii respectiv, dacă vor exista, dar eu nu cred că vor fi, colegii respectiv vor fi trecuți oarecum pe o linie moarte de întreaga echipă. Nu va fi nevoie de sancțiuni. De data asta, nu trebuie să spunem cum se conduce în partidul, pentru că toată lumea știe cum. Cine face un pas în lateral, îl face pe propria răspundere și, repet, toți colegii sunt convins că vor marginaliza astfel de comportamente.